Visul unei nopți de vară, repovestire după William Shakespeare de Franz Fuchman, partea a patra. Vai, cine-i îngerul acesta ce m-a trezit cu vocea lui divină? Întrebă regina, luând înfățișare omenească. Fundulea sări în sus când a văzut pe fermecătoarea regină întinsă în iarbă lângă el. Hei, blându, subțirelu, botișor, ciupiți-mă să văd dacă dorm sau sunt treaz, strigă el holbându-se la regină cu ochii rotunzi de asin. Regina se ridică la rândul ei și începu să-l scarpine pe fundulea între urechi, care era tare încurcat și totodată tulburat de cele mai frumoase simțăminte. Nu-ți fie teamă, rostia, mai bine cântă-mi încă o dată rogul de acel cântec duios. Ai cea mai dulce voce pe care am auzit-o vreodată, ai cea mai aleasă înfățișare care mi-a fost dat să o văd vreodată și, mai presus de toate, ai chipul cel mai neasemuit pe care soarele l-a luminat vreodată. Mi se topește inima de dragul tău. Oh, ce urechiușe drăgălașe! Oh, ce guriță mică și frumoasă vino să te sărut făptură cerească! Fundulea nu se lăsă ruga de două ori, întinse botul cel aspru și păros, iar regina îl sărută ușor, ca o adiere de vânt pe nările negre ce se înfiorară de nespusă plăcere. Tocmai atunci Puc îl călăuzi pe stăpânul său la ciudata pereche. Ei, ce spui de pozna asta? Întrebă Puc și o arătă pe regină îmbrățișând zbârlitul cap de măgar. Oberon încercă să-și stăpânească râsul, dar nu izbuti. Râse deci în hohote, dar Titania era atât de vrăjită de chipul lui Fundulea, încât nu l-auzi pe soțul ei râzând. Mai cântă-mi odată acel cântec duios și dulce ca mierea, se rugă ea. Iar Fundulea căscă botul și începu să cânte, dar tot ce ieși din gâtul lui păru celor doi martori un fel de iha. Nici cântecul heruvimilor nu poate fi mai minunat, zise Titania. Atunci Oberon și Puc izbucniră în hohote nestăvilite. Râdeau de se legănau vârfurile brazilor și stejarilor ca pe timp de furtună. Și în vreme ce regina încântată, vrăjită și orbită de atâta fericire, scărpinând urecheatul cap, porunci celor patru slujitori, Măzăriche, Bob de muștar, Fluturaș și Fir de păianjen, să ghicească toate dorințele măgarului și să-l slujească cu o sârdie, Oberon fură, cât ai clipit din ochi, băiețelul cel drăgălaș din India, aflat în alaiul Titaniei și se ridică cu prada sa în înaltul cerului. Zburară ei cât zburară, când deodată Oberon își aduse aminte de flăcăul cel îndărătnic din Atena și de fata cea zveltă, nefericită, și îl întrebă pe Puc dacă îi împlinise porunca. Puc tocmai voia să-l înștiințeze că dusese totul la bun sfârșit, când auziră vreascuri trosnind și frunze foșnind, iar din pădure ieși Hermia cea bondoacă urmată de Demetrius cel oacheș. Da, zise regele, iată-l pe flăcăul din Atena, dar unde o fi fata cea zveltă? Asta-i fata la care m-ați trimis, doar flăcăul e altul, zise Puc speriat, cel pe care l-am vrăjit avea părul bălai. Fata care îl însoțea era zveltă și înaltă, zise regele, ai făcut-o, vino să ascultăm ce vorbesc cei doi. Vă mai aduceți aminte ce s-a întâmplat? Oberon auzise cum Helena cea zveltă încercase zadarnic să-l înduplece pe Demetrius cel oacheș să iubească și fusese atât de tulburat încât i-a poruncit lui Puc să-l farmece pe tânărul, cel oacheș cu balsamul dragostei. Dar fiindcă nu-i arătase ce chip avea tânărul din Atena, Puc îl vrăjise pe Lysander cel bălai în locul lui Demetrius, când Lysander și Hermia se odihneau în drum spre țara vecină. Lysander a fost însă trezit din somn de Helena cea zveltă și, fiind sub puterea balsamului fermecat, iar întâia făptură pe care o vedea fiind Helena, el îi șoptise numai decât ce mult o iubește. Helena, crezând că Lysander râde de ea, a fugit, dar Lysander a urmat-o, lăsând-o singură pe Hermia cea bondoacă. Când Hermia s-a trezit negăsindu-l lângă ea pe Lysander, a crezut că l-a ucis vreun tâlhar. Și cine putea fi acel tâlhar dacă nu rivalul lui Lysander, Demetrius cel oacheș? Așa că și-a luat inima în dinți și a pornit să cutreiere prin pădurea întunecasă să-l găsească pe dragul ei, viu sau mort. Pufnițele fâlfâiau din aripi pe deasupra capului ei, liliecii zburau peste mlaștini și mulțime de lighioane și piezerele chirăiau din adâncurile fermecate ale bălților.
Buturugi putregăioase licăreau din hățișuri și văgăuni întunecoase de credeai că-l vezi pe aghiuță. Cucuvelele și liliecii scoteau țipete nesfârșite, iar pisici sălbatice cu ochi scăpărători își ascuțeau ghearele de stejarii seculari. Dar toate astea n-au izbutit să o oprească pe fata cea vitează să intre tot mai adânc în codru. Nu ca pe vorbă că inima i se făcuse cât un purice, dar și-a învins teama și-a mers mai departe. Curând întâlni un flăcău singuratic care nu era altul decât Demetrius cel Oacheș. Ah, Hermia, strigă Demetrius când o zări în sfârșit. Ah, draga mea Hermia, ce fericit sunt că te-am găsit. Dădu să se apropie de ea, dar Hermia țipă. Nu mă atinge, ucigașule! Iar când Demetrius rămase pironit locului, mirat de învinuirea ei, Hermia continuă. Ah, ucigașule, nu te mai preface! Nimeni altul nu l-a ucis pe Lisander al meu! Nimeni altul n-ar fi putut face una ca asta! Să nu te mai prefaci! Își acoperi fața cu mâinile și începu să plângă. Iar când Demetrius începu să-i vorbească dezvinovățindu-se, fata strigă cu voce ascuțită. Taci! Și-o porni către pădure. Mai bine să stea printre bufnițe, lilieci și alte ligioane decât în apropierea celui pe care îl credea ucigașul iubitului ei. Ia că ce boacă n-ai făcut, grăie Oberon către Puck. Se înțelege că grăise cu glasul lui de bas pe care Demetrius nu putea să-l audă. Dar tu ești de vină, mărite rege, răspunse Puck. De ce nu mi l-ai înfățișat pe flăcău? Dacă mi-ai fi spus că-i Oacheș, nu l-aș fi fermecat pe cel bălai. E adevărat, dragă Puc, zise regele, pentru că în țara spiridușilor și a zânelor chiar și regii își recunoșteau greșelile. E adevărat, zise deci regele, dar acum trebuie să facem ceva și cât mai degrabă. Dă-i și Oacheșului din nectarul fermecat, iar eu o să o caut pe fata cea zveltă și o să o aduc aici. Poate că astfel povestea se va termina totuși cu bine. Așa să fie, zise Puc și prelinse o picătură de balsam pe pleoapa lui Demetrius. În clipa în care îi sprăvi, se auziră din nou crenci troznind și frunze foșnind și o altă pereche ieși din desiș. Din nou în față era o fată, dar de data asta fata era Helena cea zveltă, iar în urma ei venea Lisander cel bălai. Demetrius cel Oacheș căzu numai decât în genunchi în fața fetei. Helena, frumoasa mea, zâna mea neasemuită, grăi el ducându-și mâna la inimă. Ah, tu frumoasă între frumoase, te iubesc cum nimeni n-a iubit vreodată pe lume. Am să mor de nu vei vrea să fii mireasa mea. Demetrius vorbise fără prefăcătorie, dar de unde să știe Helena că nu era și asta o glumă? Căci numai cu o oră înainte Demetrius o alungase ca pe o muscă săcăitoare. Ce puteau dar să însemne vorbele lui curtenitoare decât o nouă batjocură și mai necruțătoare și mai amară decât cea a lui Lisander? Lacrimile curgeau și roaie pe fața bietei fete. Ea strigă, deci te-ai înțeles cu Lisander, afurisitule, când m-ai alungat cel puțin erai sincer, chiar dacă m-a durut, dar acum când râzi de mine îmi sfâșii inima. Pe neașteptate, Lisander cel bălai se apropie amenințător de Demetrius. Nu-ți mai bate joc de biata fată, zise el. Știm cu toții că o iubești pe Hermia. Însoară-te liniștit cu ea. Eu nu o să vă mai stau în cale și las-o în pace pe Helena. Auzind aceste cuvinte, Helena nu se mai îndoi că cei doi flăcăi se întreceau în a râde de ea și ar fi fugit din nou în pădurea cea întunecoasă și înfricoșătoare dacă tocmai atunci Hermia, rătăcind în căutarea lui Lisander, n-ar fi dat peste cei trei. Lisander, strigă Hermia bucuroasă, dragul meu Lisander, ești viu și nevătămat. Se îndreptă de îndată spre el să-l îmbrățișeze, însă Lisander îi întoarse spatele zicând, nu-ți mai pierde vremea, Hermia, eu nu te mai pot iubi, am îndrăgit-o pe frumoasa Helena. Vai, dar glumești, grăi Hermia, asta nu poate fi decât o glumă. Frumoasă glumă, zise Helena cu amărăciune în glas, o glumă care îmi sfâșie inima de durere. Apoi, privind-o pe Hermia cu ochii triști, grăi. Ah, Hermia, tu care ai fost cea mai bună prietena mea, te-ai dovedit necredincioasă și fără milă. Acum le ții și tu isonul și ție îți place să mă chinui, să-ți fie rușine. Nici nu mai vreau să fiu prietenă cu tine. Hermia nu putea să înțeleagă aceste mustrări, nu știa că cei doi flăcăi fuseseră vrăjiți. Da, așa se întâmplă când Puc cel năstrușnic și floarea iubește-mă numai pe mine îi încurcă pe oameni. Eu nu-mi bat joc de tine, Helena, dar mi se pare că dimpotrivă tu râzi de mine, zise Hermia supărată. Dar Helena se porni să strige. Cum? Păi nu tu l-ai pus pe mincinosul de Lisander să alerge după mine prin pădure, ținând-o într-una că mă iubește? Vrei să zici că nu-i așa, neobrăzat-o? Dacă poți, dovedește-mi că nu-i așa.
Apoi, nu tu l-ai îndemnat pe zărghitul ăsta de Demetrius, care niciodată n-a putut să mă sufere, să-mi spună vorbe duși de iubire? Câtă răutate să chinuiești astfel obiată fată! Cred că vorbești în dodii, zise Hermia mânioasă. Prefăcut-o, îi aruncă Helena furioasă de-a binelea. Ești răutăcioasă, vrei cu tot din adinsul să mă scoți din sărite. Dacă ai avea milă și inimă simțitoare, cât de cât bun simți, nu te-ai purta așa cu mine. Dar acum o să sfârșesc cu tot balamucul ăsta. O viață lipsită de dragoste se mai poate îndura, dar una de umilință și ocară niciodată. Helena se răsuci și se îndreptă spre lac, unde broaștele o răcăiau și șerpii alunecau printre florile de nufăr. Acolo voia ea să-și pună capăt zilelor. Dar nu ajunse prea departe. Cei doi flăcăi, Lisander cel Bălai și Demetrius cel Oacheș, îi ieșiră în cale, rugând-o fiecare să fie mireasa lui. Lucrul ăsta o miră din cale afară pe Hermia. Ea creduse că totul nu era decât o glumă, dar în vorbele și privirile lui Lisander, ea văzu că se îndrăgostise de adevăratelea de Helena și o cuprinse mânia. Sfârșitul părții a patra.